În 94, când s-a ținut prima slujbă la această Sfântă Biserică, eram doar câțiva oameni și doi părinți. Nu era acoperit și nu era nimic. Foarte frig. Când am ieșit de la Sfânta Slujbă, am zis să pun o lumânare undeva. Și am venit și am pus lumânare aici. Noapte fiind, n-am văzut cui pun lumânare. Și noaptea am visat. A venit și mi-a mulțumit că i-am pus lumină. Nu știam, am spus cine este aici. Am venit după vreo două zile să văd dacă am întrebat cine sunteți. Și atunci am spus, sunt Marian. Nu știu cine ești, mi-ai pus lumină. De aceea este bine să credem în Bunul Dumnezeu și în sufletele celor plecate în sus. Că ei, într-adevăr, au nevoie de noi. La fiecare sfântă liturghie se spune că îi scoatem la lumină și pe ei. Uite, pentru care în fiecare an, mai ales pe 21 decembrie, sunt aici alături de toți ceilalți colegii mei care am fost la Revoluție. Dumnezeu să-i odihnească pe toți și să-i binecuvinteze pe cei care nu i-au uitat și pe dumneavoastră că faceți asemenea lucruri. Amin. Amin. Frumos, nu aveți pentru ce.